În loc de mărturii, la o nuntă din Rusia s-au împărțit pumnii. Totul după ce un scandal a animat spiritele între invitații Mirelui și cei ai Miresei. Incidentul a avut loc la un restaurant din orașul Zelenograd. Un bărbat a atacat cu un cuțit un alt individ, iar de aici lucrurile au degenerat. Victima a reușit să se ferească și s-au luat la bătaie cu agresorul. Ceilalți invitați nu au stat nepăsători și au încercat să-i despartă pe bătăuși. Cum însă nu au reușit, s-au încăierat cu toții. În consecință, două persoane au ajuns la spital.